Ești fericită lângă el? Ei, nu contează. E a meu. Bun, rău, cum e, este a meu. Maria. Și eu sunt a lui, așa cum sunt. Fericirea este baza unei relații. Așa este. Ești fericită lângă el? Nu contează. Să nu conteze. Îi da sau nu, despre asta este vorba. Sunt este o întrebare simplă. De la 1 la 10, cât de fericită ești? 5. 5? Da. Wow. E o notă de trecere, trebuie să recunosc. Da, este. Care e? Ne și certăm foarte des. Când ai venit la casting, da, cât de fericită erai? Atunci nu prea eram ok. Ce s-a schimbat între timp de atunci? Ca de obicei, ne-am împăcat, ne-am certat, ne-am împăcat, ne-am certat. Trecem, cred că trecem fiecare dată peste. Tot așa, noi așa facem. De ce doi oameni care se iubesc, cel puțin din partea ta, de ce ajung să se certe? De ce ajung să se certe? Nu știu, obișnuința, probabil. Pentru că, obișnuindu-ne, ne permitem anumite lucruri. Cred că nu-și permite să jignească pe unul de acolo sau fiind obișnuită cu mine, își permite să-mi spună lucrurile în față și să mă agite și să-mi... De asta cred. Ultima oară, cred că... Ne-am mai certat, cred că acum vreo 3 săptămâni. Nu cred că pot să-mi aduc aminte exact când. Ai fost vreodată violent cu ea? Foarte puțin, nu chiar. Ne-am mai certat, ne-am mai împins. Foarte puțin, nu chiar. Nu am ajuns la bătaie, doar ne-am împins, ne-am șicanat. Te-ai temut vreodată de faptul că el ar putea fi violent? Că ar putea atenta la integritatea ta fizică? Cred că atunci când a aruncat cu cana în mine. Nu i-am aruncat cu cana, cu apă. Mă jignea, i-am zis de vreo 3 ori să se calmeze, să nu mă mai jignească, că eu mă jignesc, vorbesc frumos cu ea și m-a tot jignit într-una de foarte multe ori și am reacționat un pic cam urât. Și eu când sunt foarte nervoasă am gesturi incontrolabile și eu îl jignesc și îl înjur și îl fac ca la ușa cortului și pentru asta îmi pare foarte rău. Să o calmez, să se liniștească, să... Bine, n-am reacționat bine, sunt convins. Să putem vorbi cum trebuie, să nu mai țipe, să nu mă mai jignească. Vreau să fiu jignit degeaba de asta. Poți să provoci un bărbat atât de mult încât să te lovească? Eu pot. Tu poți? Da. Cum? Pot să-l jignesc atât de mult până nu se mai poate stăpâni. Îți place relația ta în care lucrurile se pune? Nu-mi place situația asta, dar cred că o să ne maturizăm împreună și... Și eu cred că o să nu, după emisiunea asta o să facem amândoi tot posibilul să nu mai ajungem la certuri, să nu ne mai certăm. Eu zic că ne învață ceva emisiunea asta, să ne apreciem. Și ce ai spus? Cum l-ai jignit? L-am făcut nesimțit. Ce te-a provocat? Ce m-a provocat? Da. Să-l faci nesimțit. El așa. Încerc să ne împăcăm, să-mi cer scuze pentru ce zic. Și să o calmez. De ce ai jigni un om atât de mult până nu se mai poate stăpâni? Nu știu, sunt foarte impulsivă și mă port foarte urât cu el. Și atunci de ce ai ajuns să te porți așa cu el? Am niște frustrări ale mele care adică? Mă fac să... Sunt supărată pe el pentru anumite promisiuni pe care nu și le-a ținut. Adică? Ia pe peste cazinul ăla. Nu are suficientă încredere. Deci nu pot să cred. Nu recunoști că de 6 ani de zile faci lucrul ăsta? Nu pot să recunosc nimic. Recâștigă-mi încrederea. Ce căutai? Nu știu ce căutam. De obicei mergeam când eram nervos. Când mă certam cu ea sau... Și de asta. Crezând că ce? Crezând că mă relaxează, dar... De fapt, e cu totul diferit. Nu mă mai certam cu ea, îmi închideam telefonul și încercam să uit de tot. I-a înțeles o dată de ce ajungeai tu acolo? I-am spus, dar nu știu dacă a putut să mă înțeleagă. Se duce la cazinouri. Știu sigur că făcea asta. Și acum sper să nu mai fac. Mm-hmm. Acum de când? Acum de vreo câteva luni. Două. Există de mână unde mergi la cazinouri?
i-a fost clar că nu mă duc, am zis că m-am că... Păi nu, e, nu i-a fost clar, încă mai consideră că mă duc sau că o mint sau... Frustrarea aduce nefericire. Așa e, dar poate înțelege și el lucrul ăsta. Dramatizează foarte mult, exagerează și o ține pe aceeași temă foarte mult, dacă nu-și mai aduce aminte din urmă și tot așa și ajungem la ceartă.